În audierea din cadrul Comisiei de Specialitate din Parlamentul României, viitorul ministru al Educației, Adrian Curaj, a fost interpelat de deputatul PNL de Suceava, Ștefan Alexandru Băișanu. Acesta i-a adresat viitorului ministru 5 întrebări referitoare la aspecte din domeniul educației, pe care le consideră ineficiente la momentul actual. 3 întrebări au fost referitoare la învățământul preuniversitar, solicitându-i ministrului să facă schimbări în acest sens. Problemele sesizate vizează finanțarea per capita pentru învățământul românesc, pe care o consideră o greșeală. Programele școlare din învățământul preuniversitar, care sunt ineficiente la momentul actual, dar și problema programului de după amiază pentru elevi. De asemenea, celelalte 2 aspecte au făcut referire la învățământul universitar actual, unde deputatul a sesizat 2 probleme grave. Una dintre acestea se referă la metodologia de finanțare a universităților românești în condițiile în care instituțiile nu au mai raportat date din anul 2011. O altă neregulă transmisă de deputatul sucevean către viitorul ministru se referă la cifra totală de școlarizare la momentul actual, întrucât există universități din țară care au parte de foarte multe locuri bugetate, în timp ce altora li se oferă mult prea puține, majoritatea studenților fiind nevoiți să își plătească un loc pentru a studia. Aveți un nume cu rezonanță, Curaj. Dați-mi voie pentru 5 minute să mă numesc Frică. Frica de a nu lăsa învățământul românesc să funcționeze în continuare din inerție. Și am să vă spun de ce și am să vă întreb în același timp ce anume trebuie făcut și ce ați putea face pentru a schimba lucrurile. 1. Considerați finanțarea per capita un lucru bun pentru învățământul românesc, pentru că, în opinia mea, e o greșeală. 2. Considerați că programele școlare din învățământul preuniversitar sunt corect enunțate sau sunt stufoase și ineficiente, pentru că am să vă aduc la cunoștință, domnule profesor, viitor ministru, pentru că am venit cu un cec în alb astăzi, copiii de clasa 5-a învață la unul din obiectele de mare importanță pentru viitorul tinerei generații, care sunt aprobările pe care trebuie să le ia o instituție dacă se apucă de construit. De unde ia aprobare? De la, pentru apă, pentru curent electric, de la ceia de la cadastru și așa mai departe. Nu cred că sunt necesare, ba din contră, cred că trebuie să fie excluse rapid. O altă problemă pe care aș vrea să o ridic și să vă întreb ce părere aveți despre ea, dacă sunteți de acord ca elevii de școală generală și de liceu să învețe după amiază, ținând cont că randamentul pe care îl poate da un om matur, darmite un elev, este până maxim ora 14. La nivel universitar, aș vrea să vă întreb care va fi metodologia de finanțare a universităților, pentru că universitățile nu au mai raportat date din 2011 și finanțările vin pe baza raportărilor din 2011, ceea ce e total în afara legii la acest moment. O altă întrebare, care este viziunea privind cifra totală de școlarizare și modalitatea de distribuire a locurilor bugetate la nivel universitar, ținând cont că o serie de universități primesc locuri cât nu pot să acopere, iar altele primesc nici jumătate din cât ar putea acoperi restul studenților fiind la cuplată. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes! Nu este pentru prima dată când deputatul Ștefan Alexandru Băișanu face interpelări pe această temă la ministrii învățământului din fostul cabinet Ponta. În luna octombrie acestui an, deputatul sucevean a inițiat un proiect de lege prin care a propus ca învățământul primar, gimnazial și liceal să se organizeze și să funcționeze numai cu program de dimineață, întrucât după amiaza elevii nu pot da un randament maxim.